Astăzi toți salariații de la Termo Prahova vor intra în șomaj, urmând ca imediat firma înființată, societatea înființată de Consiliul Local Termo Ploiești, să înceapă angajarea acestor oameni cu experiență, virgulă, în aceste condiții, pe data de 15 octombrie, să fim foarte pregătiți pentru a distribui apă caldă și căldură cetățenilor din municipiul Ploiești.